O rețea de jocuri de noroc ilegale a fost descoperită de polițiști în casa unui interlop din județul Buzău. Jucătorii au fost surprinși în flagrant în timp ce puneau la bătaie mii de euro la o partidă de poker. Oamenii legii aveau informații că în casa unui bărbat din localitatea Calvin urmau să se desfășoare mai multe partide de jocuri de noroc ilegale. Descinderea mascaților din weekend i-a luat prin surprindere pe cei 24 de participanți. Polițiștii au depistat 24 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 56 de ani la domiciliul bărbatului din Calvin. Dintre acestea, șapte persoane au fost surprinse în timp ce jucau jocuri de noroc, pe o masă fiind descoperiți 4500 de euro și 5000 de lei. De asemenea, asupra persoanelor prezente, polițiștii au descoperit 26.000 de euro, 10.000 de dolari și 30.000 de lei. Anchetatorii au descoperit că unii dintre cei ce se aflau în locuința din Calvini ar fi împrumutat bani jucătorilor și ar fi cerut dobânzi de 50 și chiar 100%. În cauză s-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. Banii descoperiți de polițiști au fost ridicați în vederea continuării cercetărilor. În urma administrării materialului probator, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Pătrlagele, s-a dispus continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de camătă, respectiv organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. În România este interzisă organizarea jocurilor de noroc de către persoanele fizice, iar partidele de poker organizate clandestin în diferite locuințe le pot aduce amatorilor jocurilor de noroc pedepse aspre.